Stai. O secundă, Coane Iohane, să vă poftesc așa bine. Așa. Auzi, Nicușoară, rușine pentru președintele care ne-a mințit și s-a aliat cu Ciuma Roșie. Rușine pentru președintele care vrea să trăiască într-o casă renovată de 9 milioane de euro ca un vampir. Eu, vampir, Nicușoară, sunt doar precaut. Cine nu e precaut e prost. Curat! Curat prost! Pardon că vă întreb, Coane Iohannes, dar vampir, ce e aia vampir? Unul care suge sângele poporului. Eu sug sângele poporului. Dar ce relaxate, domn președinte! Frumos în hălățel! Dumneavoastră sugeți sângele poporului? Dar nu e adevărat! Nu e adevărat, poporul suge! Lasă asta, Nicușoare, lasă poporul să urle ca un câine. Curat ca un câine! Începuse să-mi spui, Nicușoare, istoria de-aseară. Da, da, cum vă spuneam, Coane Iohannis, aseară a țipit semnițel după masă, că acum dumneavoastră știți că, na, primarul n-are și el ceas de mâncare, de culare, culcare, de sculare, ca alți politicieni. Firește, Nicușoară. Așa, și la mine, Coane Iohannis, e greu, greu să trăiți. Oraș mare, bani puțini, după buget, Coane Iohannis, ce să-i faci? E foarte greu să fii primar și trebuie să promiți la oameni ca să te mai aleagă iar. După aia trebuie să găsești motive că de ce nu ai făcut. Primii doi ani poți să dai vina pe fie, dar după aia ultimii doi ani poți să spui cel mult că nu te-a lăsat consiliu. Am înțeles, Nicușoară, și pe urmă vin iar alegerile, iar le promiți niște bolori ca să te aleagă. Știm noi, Nicușoară. Păi știți, cum să nu știți, tocmai dumneavoastră să nu știți, Coane Iohannis. Și care e problema atunci? Păi ce să le mai zic ca să mă aleagă iar? Că vrei să continui ce ai făcut primii patru ani. Păi n-am făcut nimic. Exact, și acum continui. Și după aia patru ani o să faci ce vrei, că mai e voie doar un mandat. Ce-ți pasă, ce crede poporul, Nicușoară? Aveți dreptate, prea să crede important. Gata, așa fac. Termin țevile, semafoare sincronizate și nu mai parchează nimeni pe banda 1. Așa e, că acum se parchează și pe banda 2. Și vezi cu țevile alea că ai ținut 3 ani în frig și le-ai dat căldură în calorifere când afară erau 20 de grade. Păi nu mai era iarnă cât aveam noi nevoie pentru campania electorală cu Ana Iohannis. Nicușoare, uite-te la mine. Dacă problema mea cum rămâne, eu unde o să stau? Păi, Coane Iohannis, nu am rezolvat noi cu niște case, printre care și aia mare, cu cea șaf pe ea, dar nu știe nimeni pentru cine e? Cum nu știe nimeni că a ieșit scandal? Păi o să dispară scandalul! Ziceți ceva nasol de PSD și se rezolvă imediat, că oamenii sunt ca pești, uită imediat! Da! Și oricum la case stați bine, stați foarte bine. Știi, Nicușoară, că nu sunt destule. Ba chiar ieri mă plimbam cu Carmen și tocmai ea, cum e glumeață, zice: hai să numărăm casele pe care ni le dă Nicu. Aolo. Și a zis să renunci la pălăria, că e penibilă. La pălăria? Coane Iohannis, îmi pare rău, tocmai Coana Carmensita, care dumnea ei, care de când pune o rochiță pe ea să dă moda peste cap. Păi n-a zis-o și ea cu răutate, a zis-o așa în spirit de glumă, nu știe și ea că ești omul nostru. Păi dumneavoastră, Coane Iohannis, și-a lucrat la Carmensita, și-a lucrat Conu Ciolacu, și-a lucrat Conu Ciucă, și-a lucrat Cui mă mai susține. Ei, și le-ați numărat, Coane Iohannis, a ieșit? Să știi că n-am văzut nimic. Am rămas doar cu 6 case. Păi nu, apoi să le numărăm, Coane Iohannis. Să le numărăm. Una pe strada Bâlea. Una. Două pe strada Măgura. Trei. Un apartament pe strada Pedagogilor. Patru. Unul pe strada Someșului și unul pe Bălcescu. 6, Nicușoare, 6 case. Și astea toate sunt la Sibiu, nu ai tu treabă cu ele. Sunt ale mele, din meditații. Mă scuzați, Coane Iohannis. Da, și Dalai Lama face meditații și n-are atâtea case. Nicușoare, apoi nu mă orbi de la obraz. Vreau casa din Aviatorilor 86 și o ceașcă de cafea. Dar nu mai putem, Coane Iohannis. Nu mai putem, că și-a dat seama poporul. Poporul nu doarme. Poporul sunt eu. Aveți dreptate, împărate, dar cu toate astea populația e mare și face gălăzie că vrea să afle.
Poporul e curios? Lasă că nu e treaba poporului. Le spunem că e secret de stat și gata cu discuțiile. Am înțeles că nici eu nu le știu pe toate, coane, Iohannis. Dacă mă aleg ea, fac cum trebuie. Lasă, Nicușoare, că o să te alegi. Ce voiam să vă spun? Pentru ultimul mandat, puteți să-mi dați și mie numărul de la agenția aia de voiaj ca să iau și eu avioanele alea private? Mi-e teamă să nu ruginească, domnul președinte. Vedem, Nicușoare, vedem, dar spune odată istoria de-aseară că mă cam grăbesc. Bine ziceți, coane Iohannis. Aseară pe la 10:30 mă duc acasă, îmi buc ceva și mă dau așa pe o parte ca să ațipesc. Numai un minuțel, că da, știți că eram prăpădit, ostenit de la ședințe, de la foc. Nevastă mea, pardon, zice, dezbracă-te, Nicule, și te culcă. Eu nu, că eu zi și noapte la datorie, coane Iohannis. Păi cine să șteagă statuile alea de pe pacul de praf, nu? Pun pălăria și plec. O iau pândosul guvernului și văz lumină la ferestele lui doamna Șoșoacă. Binișor ca o pisică, mă pun să ascult. Auzeam și vedeam pe Iohannis ca la umor. Cine eram? Ei, cine să fie? Șoșo, soțul, George Simion și popa Daniel. Și popa? Mhm. Toată gașca în păr. Și Simion mă înjura? O, grozav înjura, pe dumneavoastră, ci pe guvern, și-și număra voturile. Da, și zicea lui Șoșo că să se mai certe un pic și după aia să împactă voturile în două. Și zicea că are la mână cu ceva, dar nu știu ce, când s-a aud cu ce, a închis ferestrele și gata. Pe mine, cu ce să mă aibă la mână? Eu sunt curat ca lacrima. O, ca lacrima de crocodil, coane Iohannis. Pentru orice eventualitate, trebuie să mutăm atenția poporului pe altceva până nu e prea târziu. Dă știre la ziar că avem de plătit 1 miliard de euro pentru vaccinuri. Oh, gata, să trăiți, așa fac! Și zic că sunteți revoltat! Și oamenii vă văd iar un erou! Și orice mai spune oricine, nici nu mai contează, gata, sunteți un geniu. Între timp, pregătesc și casa. Le zic că o pregătesc pentru Iliescu și după ce moare el, că vă mutați acolo ca să nu facă igrasie. Mai aveți de așteptat. Am și înțeles. Dacă mai zice poporul ceva, gata, declarăm război corupției și după aia oamenii s-au obișnuit că stați acolo și am scăpat. Gata. Vezi, Nicușoare, încep să înțelegi politica. Important e ca poporul să fie fericit, ca așa scrie și la Biblie. Fericiți cei săraci, ca lor e împărăția cerului și a noastră pe pământ. Ai dreptate, împăcate! Amin! Amin, Nicușoară!